Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul ăsta. După cum cred că deja știți de pe Facebook, în momentul în care o să apară clipul ăsta, eu o să fiu deja în vacanță, dar v-am întrebat dacă vreți să vedeți ce împachetez, ce iau cu mine și mi-a zis că da, vreți să vedeți și tocmai asta fac. O să vă arăt exact ce iau cu mine în vacanță, ce lucruri mi-am luat. Am încercat pe cât posibil să nu împachetez foarte multe lucruri. Dar bineînțeles, în momentul în care te apuci și împachetezi, trebuie și aia, și aia, și aia și așa mai departe. Asta este geamantanul meu, este cu două părți. Da, hello, am și sutienul pe acolo. Dar mă rog, ignorați-l. Așa, este cu două părți. Are fermoarul la jumătate și mie îmi place foarte mult pentru că mă ajută să fiu mai organizată, să fiu mai ordonată. În clipul ăsta o să vă spun unde merg și ce am în prima parte, ce mi-au în materie de haine. Și în a doua parte a acestui clip o să vă arăt ce produse cosmetice mi-au cu mine și așa mai departe, pentru că nu vreau să fie un clip infernal de lung. Ca să începem cu începutul, eu o să plec o săptămână, aproximativ o săptămână, 5-6 zile, cam așa, sau o săptămână întreagă în Ardeal, unde am crescut eu, la bunica mea, practic. Bine, bunica mea a murit, dar unde stătea ea înainte, acolo o să merg. O să stau singură, pentru că vreau să merg singură. Eu o vacanță de una singură și de-aia mi-au toate chestiile astea cu mine și merg singurică. O să fac un vlog și acolo poate o să vă explic mai multe de ce am vrut să merg singură. Dar mă rog, în primul rând, am aici trepiedul, pentru că o să-mi iau camera cu mine, o să fac câteva poze, vreau să fac niște poze la niște peisaje și da, vreau să am, da, am nevoie de trepied, în fine. Așa, nu mai știu să vorbesc. Aici am o bluză cu mânecă lungă pentru că s-ar putea să fie destul de rece acolo. E zonă de deal, munte, chestii. E destul de dificil să-ți dai seama cum o să fie vremea. Și de-aia am luat o bluză cu mânecă lungă și mai am una în geanta, în ghiozdanul pe care o să-l iau cu mine în tren, pentru că pe care o să-l am la mine ca să-l pot lua în cazul în care seara mi se face frig. Aici am un tricou. Am o șapcă, pentru că, bineînțeles, mie îmi plac șerpicele și nu mă pot despărți de șerpici. Aici am două maieuri de schimb pe care să le port acolo sau, nu știu, poate să dorm în ele. Am o pereche de papuci. Mi-am cumpărat o pereche nouă de papuci ca să pot să stau în casă cu papuci ăștia. Nu i-am luat pe cei pe care îi aveam eu pentru că, da, n-avea rost, mai aveam nevoie de ei. Aici am o pereche de sandale cu platforme pe care le-am băgat în... sunt niște sandale din piele pe care le-am luat de la Salamander, care sunt foarte, foarte comode în ciuda platformelor, chiar dacă platformele par așa de uriașe, sunt super comode. Și da, le iau cu mine pentru că o să merg să fac diverse vizite pe acolo, să-mi vizitez câteva cunoștințe și nu vreau să mă duc în Adidas. Am o pereche de pantaloni de schimb lungi pe care îi iau cu mine, tot așa, ca să iau acolo, să nu merg în pantalonii cu care merg pe tren, pentru că ea sunt închiși la culoare și s-ar putea să se murdărească. Am o pereche de colanți pe care o să iau cu mine, i-am luat de la New Yorker și da, nu știu cum o să fie vremea acolo, că s-ar putea să plouă, e mai rece, oricum e zonă, v-am zis, de mai de munte și s-ar putea să fie rece și atunci să iau la mine. Și o pereche de pantaloni scurți, just in case. Așa. Da. Am acolo două cărți și aia, da, e o priză pe care o să o iau cu mine pentru că am nevoie de o priză acolo. Și alea-s două cărți pe care vreau să le iau. Aia este a cincea carte din Casa Nopții, Obsesia, cred că îi zice, și acela este, cum îi zice, Tronul de Cleștar. V-am zis în unboxing-ul, dacă vă uitați la unboxing-ul de pe canalul de vloguri, am un unboxing, acolo am... am avut cartea aia în unboxing și v-am zis că o să o iau cu mine să o citesc. Și nu știu pe care o să o iau cu mine și pe care o să o las în geantă, pentru că aș vrea una să o las în geamantan și aș vrea una să o iau cu mine. Dar nu vreau să se strice niciuna, dar parcă mi-ar părea mai rău dacă s-ar strica aia. Așa că nu știu, să o las pe aia în geamantan să încep să când citesc din Casa Nopții. Habar n-am. Ok. Da. Cam asta a fost clipul de astăzi. Acum am apuc să pun la loc ceamă despachetat. Aici, în compartimentul ăsta, am chestii care îmi trebuie. Da, sutiene și așa mai departe. Am și două perechi de șosete pufoase pentru că, iar v-am zis, ar putea să fie rece și mie tot timpul mi-e frig la picioare și da, le-am și pe alea acolo, just in case. Și cam atât. O să
filmez și cealaltă parte a acestui clip și după aia editez repede să postez măcar unul, să-l puteți avea că sunt eu plecată în vacanță și după aceea o să vedeți și cealaltă parte. Cam atât, vă pup și ne vedem în următorul clip. Bye, bye!